Etapa cu numărul 6 din Liga Națională de Basket Masculin programează pentru BCMU Pitești o partidă foarte grea, în compania echipei CSM Oradea. Cristu Șapera este conștient de acest lucru, dar are încredere în jucătorii săi. CSM Oradea este o echipă foarte, foarte bună a acestui campionat, o echipă foarte omogenă și cu foarte multe variante ofensive. Cred că este unul dintre cele mai grele meciuri din campionat, cu siguranță. Djurković este în continuare accidentat și nu va evolua cu siguranță nici joi. Partida dintre BCMU Pitești și CSM Oradea are loc joi de la ora 20 la Sala Sporturilor.